Salut, eu sunt Bogdan și azi sunt aici cu unboxing-ul husei Mopiyama pentru iPhone 6. Această husă a fost cumpărată de la magazinul Vodafone la prețul de 49 de roni și pot spune că merită acești bani și vom vedea imediat de ce. Dar haideți să facem turul cutiei. Pe partea din față ne arată că este compatibil cu iPhone 6, ne specifică și dimensiunea, modelul de 4,7 inch. Din nou logo-ul Mopiyama, din nou. Pe spate diferite specificații, coduri de bare și așa mai departe. Haideți să deschidem husa. Sper că am reușit. Suntem și pe acesta, mai este unul. Și așa se deschide husa. În cutie găsim husa, pusă pe un suport din plastic. Aceasta este husa, o dăm deoparte. Și aici mai avem o folie de protecție. Ei bine, eu nu știu că această husă vine cu o folie de protecție și am mai cumpărat una separat, tot de la Mopiyama. Veți vedea la sfârșitul acestui videoclip cum o montez. Aceasta este folia. Pot spune că este o folie de bună calitate, dar să vă și arăt. Vedeți, am montat-o deja. Da, hai să continuăm unboxing-ul husei. Și aici găsim acest pliant cu informații. Punem toate acestea deoparte, inclusiv folia. Cam așa arată husa fără telefon pus în ea. Un plastic de bună calitate. Aici avem logo-ul Mopiyama, o tăietură destul de mare pentru buton. Sus avem acoperit, ăsta este unul dintre motivele pentru care am cumpărat această husă. Din nou tăietură pentru switch-ul de silent și butoanele de volum. Jos avem o tăietură mare pentru difuzor power lighting și jack-ul audio. Husa este destul de subțire, vedeți. O tăietură destul de mare pentru cameră. Și haide să punem telefonul în ea. Pur și simplu punem telefonul cu partea de sus în husă, pentru că partea de sus este acoperită. Stați un pic. Cam așa și apăsăm, a intrat. Așa arată telefonul, haideți să luăm și această folie de pe husă. Și arată foarte bine. Un lucru bun, vedeți camera. Camera ajunge la același nivel cu telefonul, deci nu va mai sta în afară, nu se mai observă. Cât timp purtați husa, camera va fi la același nivel cu spatele telefonului. Butonul de power se apasă foarte bine, nu avem probleme. V-am mai spus, la cameră nu mai avem nicio problemă, deci nu se mai observă camera ieșită în evidență. V-am mai spus, este la același nivel cu spatele telefonului. Switch-ul pentru silent, care se accesează foarte ușor, la fel și butoanele de volum. Jos din nou tăietură mare pentru jack-ul audio, microfon, port lighting și difuzor. Vedeți, husa este lucioasă pe spate. Cei care au iPhone știu că acest aluminiu alunecă foarte tare, dar cu această husă are un grip foarte bun, vedeți cum stă. Nu mai alunecă deloc, deoarece spatele este lucios, această husă este lucioasă. Și nu mai păstrează atât de multe urme și acesta este unul dintre motivele pentru care am cumpărat această husă. Cam atât cu acest video, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și eventual să dați și un share acestui videoclip dacă v-a plăcut foarte mult. Eu am fost Bogdan și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Pa!